Mâine, începând cu ora 16, în sala de ședințe a primăriei municipiului Medidia, va avea loc o dezbatere publică. Întâlnirea este deschisă participării tuturor cetățenilor interesați. Tema principală a discuțiilor va viza PUZ, imobil D plus P plus 1E, alimentație publică și spații de cazare și împrejmuire teren pentru terenul amplasat pe strada Independenței. O firmă locală intenționează să construiască pe strada Independenței lângă sensul giratoriu de intrare în oraș, în partea dreaptă, cum venim dinspre Tortomanu spre Medgidia, un spațiu comercial modern care să aibă alimentație publică și spații de cazare pe terenul aflat înainte de stația PECO. Firma respectivă a realizat un plan urbanistic de zonă care are toate avizele și toate documentele în regulă, dar trebuie să fie supus dezbaterii publice, astfel încât am organizat pentru data de 29, începând cu orele 16, dezbatere publică în sala de consiliu de la primărie. Toți cei interesați pot să fie prezenți la această dezbatere, să vadă care sunt detaliile proiectului și dacă proiectul întrunește toate condițiile, el va intra în aprobare la ședința Consiliului Local următoare. Dezbaterea este deschisă participării cetățenilor municipiului, instituțiilor publice sau private și oricăror grupuri interesate.